Neața, bună dimineața, sănătate. Am terminat cu lucrurile legate de sezon, deși partea asta pe care ai prins-o tu în reportaj astăzi e de interes acum, dar și în restul anului. Cum zice colegul nostru Nils, când miroși a bară de tramvai, e foarte bine să te gândești și la lucruri de genul ăsta. Mă gândeam să vorbim despre fica, despre sănătatea ficatului, așa cum spui, indiferent de anotimp de sezon, este bine să ai grijă de ficat, pentru că ficatul este laboratorul organismului nostru. Și astăzi, mai precis, o să vorbim despre hepatite, despre hepatita A sau, așa zisa, boala mâinilor murdare, despre hepatita B, o boală infecțioasă care pe cât de ușor se transmite, pe atât de greu se tratează, și discutăm și despre hepatita C, o boală gravă ce ne poate pune viața în pericol. Cât de ușor faci hepatită? Ce tratamente moderne există? Aflăm acum! Hepatitele afectează un număr mare de persoane. La nivel mondial, una din 12 persoane suferă de hepatită fără să știe acest lucru. Ce sunt hepatitele? Din ce cauză pot apărea? Inflamația ficatului, sunt multiple cauze. Cauze toxice, cauzele virale, vorbim de hepatita mâinilor murdare, ne spălăm pe mâini, avem șanse să scăpăm de ea. Din păcate sunt și cele virale cronice, hepatita B sau C, o adevărată problemă de sănătate. Cât de ușor facem hepatită B sau C? Din păcate foarte ușor, începând de la manicură, pedicură, transmitere pe cale sexuală, transmiterea prin consumul de droguri pe cale injectabilă și tot ce înseamnă sânge și procese de sânge, inclusiv stomatolog. Apar manifestări în cazul hepatitelor, ce ar trebui să ne dea de gândit? Din păcate, de cele mai multe ori nu avem simptome și ajungem la doctor cu altă ocazie sau într-un stadiu avansat, de exemplu de ciroză hepatică. Ficatul gras se poate afla în legătură cu o suferință hepatică difuză de etiologie virală, adică un agent infecțios, hepatită virală B, hepatită virală C, sau cu un agent toxic nutrițional, hepatită alcoolică, postmedicamentoasă, postchimioterapie. Modificările întâlnite în efectuarea unei ecografii, care este de mare utilitate pentru diagnostic, sunt de cele mai multe ori un ficat mărit de volum, care devine și simptomatic pacientului printr-un disconfort în partea dreaptă a abdomenului, uneori cu senzație de greață, vărsături, distensie abdominală, gust amar. Ce este de făcut în astfel de situații? Cât contează obiceiurile alimentare și stilul de viață avut? Pacientul să evite grăsimile saturate, unde le regăsim în celebra carne de porc, care este de evitat, și nu numai în lactatele grase, brânză grasă, ou, smântână, cașcaval, mezeluri. Foarte important este a încuraja pacientul spre o dietă mediteraneană. Aici includem 5 porții de legume și fructe pe zi, să desfășoare activitate fizică în aer liber, mers alert, mers sau plimbare în not, odihna care să includă orele de somn acolo, în acel interval unde calitatea somnului este cea mai bună, unde somnul este cu adevărat odihnitor. Ora 22:30, ora 6 dimineața. Cum se stabilește diagnosticul de hepatită și ce e de făcut după? Facem analizele de sânge pentru hepatitele B și C și dacă ajungem să avem diagnosticul, avem de făcut o evaluare la medicul specialist. Asta presupune alte analize de sânge, inclusiv măsurarea virusului din sânge, adică viremie, fibroscan sau fibromax, sunt niște metode care mi arată cum este starea ficatului. Dacă e nevoie să tratez, tratăm hepatita C cu un succes de aproape 99%, o perioadă scurtă de timp, un tratament care nu are reacții adverse și care e decontat prin casa de asigurări. Legat de hepatita B, lucrurile nu stau la fel de bine, dar avem tratamente și pentru hepatita B care rezolvă problema cel puțin pe moment. În concluzie, aș spune că hepatita cronică virală e până la urmă un ucigaș tăcut, pentru că de cele mai multe ori nu avem simptomatologie, descoperim târziu, sfatul meu în final este hai să ne testăm pentru hepatită, să avem un diagnostic repede, să ne tratăm, să scăpăm de ea. Ficatul este acela de a ne ajuta să scăpăm de substanțele toxice din organism și de a preveni bolile. În fiecare minut, ficatul curăță și detoxifică aproape 2 litri de sânge. Așadar, este foarte important ca ficatul să rămână sănătos. Atenție, deci, la hepatite. Dacă apar, ele trebuie tratate.